Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Dacă ați văzut review-urile noastre recente cu device-uri de la HTC, în speță acel Ultra, care nu prea era Ultra din punctul nostru de vedere, ați înțeles că avem așteptări ceva mai ridicate de la HTC. Și ce să vezi, ne-a picat pe mână HTC U11, care a venit să ne reconfirme că HTC știe să facă super smartphone-uri și știe să ne surprindă din nou și din nou. Și știu că sunt printre voi foarte mulți fani HTC care astăzi își vor primi porția aceea care le va hrăni orgoliul. Desfacem împreună HTC U11, unul dintre cele mai spectaculoase telefoane din 2017. Da. Nu știu până la toamnă dacă se mai apară ceva care să ne mai surprindă la fel de tare după tot ce am văzut anul ăsta, dar mai bine să ne apucăm de treabă. Așadar, o cutie albă pe care scrie HTC U11 și pe spate o parte din specificații. Varianta pe care o să o testăm noi este chiar dual SIM cu 64 de giga și niște specificații absolut geniale. Unul dintre cele mai complete pachete din piață și mă abțin cu greu să nu spun cel mai bun, pentru că mai există și S8 și S8 Plus. Bătălie mare acolo sus. Am desfăcut pachetul și așa arată unul dintre cele mai bune pachete pe care le vei primi cu un telefon nou nouț zilele acestea. Telefonul într-o folie. Niște stickere neinteresante, maculatură inutilă, însă foarte important, carcasă din policarbonat ușor flexibil, transparent. Cheiță pentru accesul la sertarul de SIM și sper eu mai mult decât atât, o să aflăm împreună, pe care tocmai ce am dezlipit-o, o microfibră, wow, și cam atât aici, însă lucrurile cu adevărat interesante sunt în partea stângă, unde avem așa cablu USB-C foarte strong, din câte am înțeles, de 1,2 metri, alimentatorul de priză, care în România o să vină evident cu priza corectă, dar este cu Quick Charge 3.0, adică poate să încarce cu până la, ia să mă uit eu bine aici, 12V cu 1,25 amperi, așadar este Quick Charge 3.0 și poate cele mai bune căști puse până acum într-un pachet de telefon nou nouț. Acestea sunt căști cu cablu USB-C și sunt create așa cu policarbonat și cu aluminiu. Se vede clar că cei de la HTC chiar s-au străduit. Ba chiar au și niște funcții suplimentare pentru noise cancelling. Sunt niște căști care se vor auzi excelent atunci când este zgomot în jurul tău. Dar telefonul mai are câteva secrete la acest capitol. Nu se vede în pachetul nostru, dar vei mai primi și un adaptor de la USB-C la jack, dacă vrei să folosești telefonul cu alte căști, deși astea sunt exact ce trebuie. Bun, hai să scoatem din folie. Păi și de unde trag? Dacă trag de aici? Ok. Așa. Și așa. Așa arată un telefon ultra finisat, super glossy, super lucios, un magnet de amprente, dar exact cum ar trebui să arate un super smartphone. Zilele acestea ar trebui să-ți ia ochii, iar acest HTC U11 reușește să-mi ia ochii. Este exact ca la ultra efectul acesta super gloss, oglinda este atât de puternică încât efectiv, uite, mă văd perfect în ea. Adică fetele vor putea folosi telefonul ăsta sigur pe post de oglindă. Și în afară de sticla asta, care am înțeles că pe spate este cu 6 straturi de sticlă, sper eu că nu se sparge la fel cum e cel de pe Ultra, din ce am văzut eu pe net, însă pe lateral avem acest aluminiu albastru, din nou foarte bine lucrat, un aluminiu vopsit așadar cu albastru și trecerea dintre sticlă, aluminiu și fața de sticlă este iarăși foarte bine lucrată. O mică diferență de nivel totuși aici s-ar putea să fie pentru că din primul lot, dar chiar și așa. Este foarte greu să îndoi atâtea straturi de sticlă și să îl îmbine apoi atât de bine, atât de frumos cu aluminiul. Uite, aici se vede cel mai bine. Sticlă curbată, este efectiv curbată, după care ai aluminiu, după care nu o sticlă curbată. Practic, aluminiul acesta funcționează ca un șasiu care ține practic tot telefonul închegat la oaltă.
Până să-l pornim, hai să ne mai legăm de ce mai vedem. Așadar, pe partea stângă, doar o perforație, două perforații pentru antene, aluminiu așadar, sticlă față-spate, în partea de sus, unul dintre microfoane. Și avem mai multe microfoane pe acest telefon față de un telefon obișnuit, pentru că face o compensare a zgomotului de fond cu mai puțin de 4 astfel de microfoane. O să le căutăm împreună. Mai este unul pe față, mai este unul aici și în partea de jos e încă unul și mai e încă unul pe spate. Cu cât mai multe microfoane, cu atât telefonul știe să facă diferența mai clar între voce și zgomot ambiental, astfel încât cel care stai de vorbă să te audă bine. Am desfăcut sertarul și aici am găsit un card de memorie și un nano SIM. Dar dacă scot cardul de memorie, pot să mai adaug încă un nano SIM. Așadar, poți să-ți folosești telefonul ori ca dual SIM, ori ca single SIM și mai ai opțiunea așadar de încă un card de memorie. Avantajul este că cea mai simplă variantă vine în pachet cu 64 de giga, așadar on board 64 de giga de stocare, există și varianta 128, o să vedem imediat în ce variant. Pe spate un foarte discret camera bump, dar mai degrabă este efectiv ușor ieșit cât să poată proteja camera atunci când îl pui în jos. Dual LED flash și cam atât. Pentru că avem doar sticlă și aluminiu, recomandarea mea este să folosești din prima zi această husă, acest shell, să zicem, din policarbonat, pentru că îți va cădea foarte ușor din mână, îți va aluneca destul de ușor, iar carcasa asta nu ascunde frumusețea. După vreo 2 săptămâni de utilizare, cam așa arată această husă, zgârieturile se văd. Pe sticla telefonului însă se vor vedea ceva mai greu, pentru că este rezistentă. Evident, Corning Gorilla Glass 5, dintr-un motiv evident, trebuie să se poată îndoi și să reziste la zgârieturi. Pentru restul review-ului o să-l las fără carcasă și în timp ce îl și pornesc o să vi-l pun lângă alte device-uri din piață. Privit din avion, așa arată lângă un iPhone 7 Plus Jet Black și așa arată lângă un Samsung Galaxy S8 Plus. Și le-am pus așa ca să vedeți un pic cam cum arată diferențele de abordare la capitolul ecrane și diagonală. HTC-ul vine cu un ecran de 5,5 inch, Super LCD de generația 5-a, la o rezoluție de 1440x2560 de pixeli și arată wow! Lângă el este un iPhone 7 Plus care are doar 1920x1080, așadar avem WQHD versus Full HD. Mult mai mulți pixeli aici decât aici. La fel de mulți pixeli însă, aproximativ, ceva mai puțin, parcă față de Samsung Galaxy S8 însă, pentru că aici trecem de la 5,5 inch în format 16:9 la un format de aproximativ 18:9 cu o rezoluție mai mare de 2880x1440 și o diagonală implicit mai mare de vreo 6,2. 5,5, 6,2, cam același gabarit. Comparația corectă și cinstită este așadar între HTC 11 și un iPhone 7 Plus cu care împarte același format de ecran, așadar 16:9, pe care îl bate la ergonomie, pentru că dacă este să le pun una lângă alta, cam așa arată și suprapuse, iarăși. Aproape la fel de groase, o idee mai îngust HTC 11 și cu câțiva milimetri mai puțin înalt. Cam așa ceva. Cu toate acestea, la capitolul ergonomie bate în această situație un Samsung Galaxy S8 Plus. Dacă să nu vorbim de S8, care la 5,8 inch în diagonală este și mai compact de atât. Nu l-am aici să vi-l arăt unul lângă celălalt, pentru că va fi și mai mic. La o astfel de mărime, telefonul este mare pentru o mână mică. Pentru o mână ca a mea este la limită pentru a putea folosi iconițele de aici, decât dacă voi aduce telefonul în poziția asta. Așadar, nu pot să-l folosesc așa și va trebui să fac așa. Ați prins ideea. Nu este cel mai ergonomic, vă spuneam, pentru mâini mici. Ăsta este dezavantajul lui. 5,5 în 16:9 sunt pentru mâini ceva mai mari sau pentru cei care folosesc telefonul așa mai degrabă. Așa sau așa, nu-l poți folosi așa. Nu într-un mod eficient. Deși dacă îți grupezi iconițele pe partea dreaptă, cele care te interesează cel mai mult, le poți accesa cu o singură mână. Bun. Aceeași abordare la toți în ultima perioadă.
Pe spate, toată lumea are sticlă, super magnet de amprentă, însă HTC bate la capitolul spectaculozitate. Sticla lor, cu acest efect de albastru, acest indigo, albastru electric, arată mult mai bine, dar și negrul arată întotdeauna excelent. Cam asta este diferența. La capitolul camere, S8-ul este aproape flash, ca să zic așa, netted. iPhone 7 Plus este mult în afară, în continuare, asta o știți deja că am mai vorbit despre chestia asta, iar HTC-ul, iarăși, foarte puțin este în afară. Suficient comparativ. Hai să mergem mai departe. Pentru că la capitolul specificații, HTC U11 se laudă cu cel mai avansat procesor pus pe un smartphone. L-am văzut deja pe variante de Samsung Galaxy S8 și... Mi-a scăpat vreunul? Sony Xperia XZ Premium. Mi-a scăpat vreunul? Sunt vreo 3? Foarte puține telefoane până la momentul review-ului meu care se pot lăuda cu un procesor octa-core pe 10 nanometri. Și hai să vedem ce înseamnă asta în termen de specificații și apoi vă arăt și un scor spectaculos în AnTuTu. Așadar, o configurație, vă spuneam, cu un Snapdragon 835, în acest caz cu 4 GB de RAM și 64 de GB de stocare. O să ai și versiuni cu 6 GB de RAM pe versiunea de 128 de GB de stocare. În plus, ce ne place foarte tare, pe lângă partea asta cu octa-core-ul bine optimizat pe 10 nanometri, mai avem și un accelerator grafic, un Adreno 540, unul dintre cele mai bune din piață în acest moment. Pe partea de conectivitate, tot ce-ți poți dori și încă ceva în plus. Așadar, avem Wi-Fi până la clasă AC, NFC, GPS și așa mai departe, dar, mare atenție, avem Bluetooth 5.0. Și noi am încercat să facem ce știe cel mai bine Bluetooth-ul 5.0, să ne conectăm la două device-uri simultan. Din păcate, nu am reușit să rulăm muzică simultan pe amândouă, așa cum am făcut pe S8. Aici ori nu există încă funcția activă, pentru că Bluetooth-ul 5.0 asta permite să dai muzică simultan pe două device-uri. Și am vrut să vedem asta pe un astfel de HTC, pentru care Bluetooth 5.0. Iarăși, foarte avansat și pe partea de rețea mobilă, avem LTE Cat 16, adică este capabil în teorie să tragă până la 1 gigabit de date din rețelele mobile. Atunci când va fi cazul, este un fel de 4G++. Să-l vedem noi activ vreodată în țara noastră, că noi avem deja internet suficient de bun. Vă știți că de obicei vă recomandăm să cumpărați astfel de telefoane de la noi și în cazul ăsta este un dual SIM. De obicei, operatorii de la noi nu aduc dual SIM-uri, le aduc un singur SIM și acelea sunt cele mai bine optimizate pentru rețelele lor. În acest caz însă, cei de la HTC promit că modemul integrat va funcționa pe toate rețelele din toată lumea. Este unul dintre cele mai avansate modemuri disponibile, așadar dacă ți iei un HTC U11 din altă parte, s-ar putea să meargă aici. Acum, mai departe cu garanția, nu știu cum o să fie, dar cam așa stau lucrurile. Bun, am vorbit despre conectivitate, hai să vorbim despre performanță. Vă spuneam că am făcut benchmark-ul și... Dacă este Snapdragon 835, un 158.000 de puncte este super tare, mai ales pe un astfel de device cu specificații atât de bune. În AnTuTu apare cu acest scor pe poziția a 5-a, după cele două iPhone-uri, un Xiaomi Mi 6 și un OnePlus 3T. Acum, OnePlus 3T sunt convins că este rapid, un Xiaomi Mi 6 iarăși, dar niciun dintre ei nu vine oficial în țara noastră, nu are suport pentru România, însă iPhone-urile nu știu ce caută în acest top, pentru că AnTuTu nu cred că poate să facă foarte clar distinția între platforme, mai ales că iPhone-urile nu depășesc rezoluția Full HD și aici avem mult mai mulți pixeli. În acest punct de vedere, după specificațiile pe care le găsește în AnTuTu, s-ar putea să fie cel mai performant telefon, cel mai rapid Android pe care îl poți găsi în România, pe cifre. Acest benchmark a fost făcut după 2 săptămâni de utilizare cu toate aplicațiile instalate. Pe curat o să obții un scor mai mare, dar am vrut să vedem cum se comportă în realitate. Adică el chiar este folosit zi de zi de Radu. Hai să vorbim despre cameră. Cei de la HTC spun că au pus aici cea mai bună cameră de pe un telefon mobil și ar trebui să-i credem când încep să se laude, pentru că tot ei au făcut și pixelul celul de la Google. Dar pe specificații, ce avem aici? 12 megapixeli pe camera principală cu o diafragmă de 1.7, stabilizare optică și filmare 4K, inclusiv Full HD în slow motion la 120 de frame-uri pe secundă. Dar ce înseamnă asta? Aici ar trebui să avem o cameră foarte rapidă și pe focus, iarăși se mișcă foarte bine. Focus în spate, focus în față, foarte rapid pe focus. Hai să vedem și niște detalii. Ia să vedem cum s-a descurcat pe mânța noastră. Extrem de clar. Extrem de clar, exact cum te aștepți și are și un efect de bokeh. Cred că îl face un pic artificial, dar arată bine. Și acum către studio, studioul nostru întunecat, unde îl veți vedea pe Radu Lenevind,
întuneric, dar clar. Ce apreciez este că nu a exagerat cu lumina, a luat atâta lumină cât să-mi poată arăta ce este acolo, cu cât mai puțin zgomot. Adică, important e să poți citi de pe scară. Și se vede suficient de clar lucrul ăsta. Scara ce este în întuneric. Hmm? O să vă punem o galerie de poze de test, însă este o cameră rapidă și foarte, foarte clară. Ei spun că au reușit să obțină cu ea 90 de puncte în DxO Mark, un soft pentru a testa camere. Pe partea de cameră frontală, așteptări mari, o cameră wide la primul contact, destul de clară și cu mai mulți pixeli, în teorie 16 megapixeli. Hai să vedem ce au reușit să obținem cu ea. Selfie foto. Cu lumină de fundal, exact ca într-o zi luminoasă și este foarte clară. Cam atât de clară. Și cu lumină puternică de fundal, mai expus corect. Toate detaliile sunt acolo. S-ar putea să fie una dintre cele mai bune camere frontale de pe un telefon zilele acestea. Are un pic de efect însă de netezire a pielii, dar foarte clară. Și un pic wide, astfel încât să poți să prizi lângă tine încă doi prieteni doar cu o mână întinsă. Pe camera frontală nu ai decât filmare în 1080p. Și o mulțime de funcții de cameră, însă o aplicație destul de simplă, destul de curată. Cam așa arată, trage din partea de sus și ai la dispoziție pentru față selfie video, selfie panorama, selfie foto, slow motion și hyperlapse. Ba chiar și un mod pro. Panorama, foto și așa mai departe. Ia să vedem. Dacă apăs aici, cam așa. Make-up. Pot să-mi pun make-up pe față, dar nu o să vreau. Timer și rezoluția. 12 megapixeli sau 16 în format 4x3, 1x1, poză pătrată la 9 megapixeli. Bun, hai să vedem setările de pe camera cealaltă. Din nou pot să trag de sus, desertar și am aceleași setări. Și la capitolul Pro am inclusiv RAW controls, așadar pot să fac poze RAW și să salvez ori JPEG, ori RAW pentru editare ulterioară. Am control complet și pe diafragmă, expunere, ISO, toate zonele de focus. Hai să vedem un pic cum stăm și pe video. Video cu sunet high-res? Ce e asta? Microfoane cu poziționare. La capitolul filmare, am descoperit iar niște lucruri interesante. Avem calitatea video, poți să faci 4K, Full HD, HD și MMS, însă ai și o funcție high-res audio, prin care va folosi toate microfoanele pentru un sunet cât mai bun, sau poți să treci în modul 3D audio, să folosească sunetul pentru o poziționare cât mai bună. Procesorul același cu memoria RAM vor merge atât de bine, mai ales datorită Androidului 7.1.1, cea mai nouă versiune. La momentul review-ului nu am mai văzut un alt telefon care să vină atât de bine actualizat, iar performanța este excelentă. Pur și simplu îți dă senzația de viteză în aproape orice faci. Noi nu are să-l blocăm, nu are întârzieri, nu are lag, ecranul răspunde bine și este overall un telefon care poate munci toată ziua fără emoții. Chiar și în benchmark, atunci când au rulează animații la cele mai complicate, nu a avut niciun fel de întârziere. Este capabil de gaming la cel mai înalt nivel pe telefon, ba chiar să și înregistreze ecranul simultan și chiar să facă și streaming. La genul acesta de performanță sunt convins că poate fi folosit cu ușurință și pe post de calculator de computer dacă pui pe el un Ubuntu. Ar fi un proiect interesant. Hai să vorbim și despre acel feature care ne-a luat ochii. Faptul că poți să folosești marginile pentru diferite acțiuni, acest Edge Sense. Marginile sunt sensibile la presiune și în funcție de ecranul în care te afli, poți să faci lucruri. Uite, spre exemplu, eu apăs și am declanșat camera. Am mai strâns încă o dată, am dat drumul la înregistrare și încă o dată am oprit. Așadar, sunt în ecranul principal, strâng o dată, scurt și am pornit camera, încă o dată am declanșat ultimul mod în care era, adică cel de video. Hai să vedem cum setăm însă lucrul ăsta. Deci la Settings, Edge Sense. La Edge Sense, Customize Squeeze Action. Așadar, pot să-mi aleg din această listă ce acțiuni să facă strângerea. Să lanseze camera dacă strâng scurt, Google Voice Assistant sau anumite aplicații. Pot să aleg ce vreau eu. Pot să facă screenshot-uri, să pornească lanterna sau chiar să pornească o înregistrare de voce dacă să te interesează, hotspot-ul on-off și așa mai departe. Aceste gesturi funcționează foarte important și când ecranul este stins, dacă tu vrei lucrul ăsta. Dacă ai blugi strâmți, îți pornește lanterna în buzunar, să nu te miri. Setup your squeeze force level. Pe advanced, așadar, pot să fac anumite acțiuni strângând de 3 ori, spre exemplu. Ok, ca să mai adaug alte funcții suplimentare. Și, de asemenea, pot să customizez
atingerea scurtă sau cea lungă sau cele trei strângeri pentru diferite aplicații. Este din nou după gustul tău. Îți va da și un feedback vizual atunci când strângi. Dacă te uiți spre lateralul, îți arată exact cât de tare ai strâns. Chiar nu e rău. Dacă te gândești, cei mai mulți dintre noi chiar așa folosesc telefonul și dacă tot este atât de lat și strângi de el, măcar să și facă ceva când strânge. Și uite, spre exemplu, că mie mi-a pornit în cameră pentru că așa a fost pus. Și gata, ne apropiem de final unde trebuie să-ți spun bateria. Doar 3000 de mAh, dar vine cu Quick Charge 3.0. Se va descurca rezonabil într-o zi normală, însă dacă vrei să-l încarci până la 80%, o poți face în jumătate de oră. Și dar dacă dimineața înainte să pleci de acasă, îți dai seama că nu ai încărcat telefonul peste noapte, îl bagi în priză cu încărcătorul din pachet și până pleci de acasă, cu siguranță o să ai destul curent pentru toată ziua. Ăsta este un telefon nou, cu multe funcții interesante, cu o cameră foarte bună, un ecran genial, arată premium și costă pe măsură. Problema e că la momentul review-ului nostru încă nu știm prețul, te încurajăm să intri în articolul de pe blog, chiar nu te păcălesc, ca să afli prețul actualizat la momentul la care o să-l aflăm pentru țara noastră. Estimăm undeva în zona celor 700 de euro și cam face banii dacă este să te uiți cam cât cer ceilalți din piață pentru telefoanele lor de top. Îl recomandăm sau nu? Îl recomandăm pentru un ecran, vă spuneam, foarte bun, niște căști geniale, niște convorbiri care se vor auzi foarte bine chiar și în condiții de zgomot, un telefon rezistent la apă și praf, așa cum ar trebui, și neapărat înainte să plec, trebuie să vă arăt și boom sound, pentru că se aud bine și boxele on board. De auzit se poate auzi tare și este destul de clar, chiar și când îl dai foarte, foarte sus. Cei de la HTC susțin că au făcut tot telefonul să fie o cameră de rezonanță, astfel încât sunetul se audă bine. Însă cel mai mult se aude pe aici. Și dacă acopăr speakerul din partea inferioară, se mai aude puțin pe zona asta de aici, de, să zicem, earpiece, bucata pentru urechi. Nu se aude rău, se aude bine, se aude puternic, însă nu e chiar boom sound. Au trecut vremurile alea, se aude mai bine pe căști din acest punct de vedere. Așadar, un telefon performant cu tot ce vrei, care este în stare să te aducă performanță de top pe toate palierele. Sunet, cameră, felul în care se vede ecranul, încărcare, procesor, gaming, orice vrei să arunci către el, va duce fără nicio fel de problemă. Ba chiar, vă spuneam, cred eu că le poate duce și simultan pe unele dintre ele. De aceea mi-ar plăcea să văd că HTC vine cu o poveste de genul ăla, cum este DeX. Nu o să meargă cu DeX. Mulți dintre voi ne-au întrebat pentru că îți trebuie o aplicație specială pe device ca să meargă cu scula celor de la Samsung. Dar telefonul este suficient de puternic încât să facă acest lucru și mi-ar plăcea să văd un astfel de adaptor. Și cam atât despre HTC U11, un review lung pentru un telefon care merită toată atenția voastră. Și cu ocazia asta își iertăm pentru, nu o să zicem flop, dar nici nu e departe, cu HTC Ultra. Așteptăm impresiile voastre, ca de obicei, mai jos la comentarii pe blog. Nu uita să dai un like, un share și un subscribe. Și până data viitoare, să-ți cumperi numai telefoanele pe care ți le permiți.